Aproximativ 179.000 de familii cu venituri modeste au fost deja incluse în lista beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului. Familiile vor primi câte 500 de lei lunar în perioada noiembrie-martie 2021. Pentru a oferi acest ajutor, din bugetul statului au fost deja virate peste 496 de milioane de lei. O altă sumă de aproximativ 652 de milioane de lei va merge pentru alte alocații sociale acordate în fiecare an de autorități. Familiile cu venituri reduse pot solicita ajutor pentru perioada rece a anului, depunând o cerere în acest sens la asistentul social din localitate. În perioada ianuarie-septembrie a acestui an, de cel puțin o plată de ajutor social au beneficiat aproximativ 89.000 de familii nevoiașe. Mărimea medie a prestației a fost de 1.021 de lei.